reacția lui Tudorel Toader la presupusa listă neagră a Comisiei Europene. Premierul Viorica Dencil vrea să subliniere tie dacă reprezentanții Comisiei Europene au cerut detalii despre cazurile de corupție la nivel înalt din România. În replic, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat azi ce va pregăti un răspuns pe care îl va transmite premierului României. Am primit scrisoarea doamnei premier sublinierei cu siguranță că îi voi da răspunsul astăzi. Am lezat o echipă care să verifice corect, riguros dacă există astfel de solicitări. Când revin de la Cotroceni, voi avea răspunsul, îl voi verifica și îl transmitem doamnei premier. Deci, când revin la minister am răspuns la întrebarea adresată și îl voi transmite doamnei premier. Lezaim să documentez tot ceea ce avem la Ministerul Justiției, să formulez răspunsul unde vei găsi ceea ce devese mai întrebat, a spus Tudorel Toader. Premierul i-a trimis o scrisoare ministrului Justiției. Îi cere să îi comunice dacă au existat, în perioada 2012-2018, și alte solicitări din partea executivului UE. Viorica Dencil susține că există informații în spațiul public cu privire la astfel de demersuri. De la Bruxelles s-ar fi cerute informații despre dosarele lui Gheorghe Hopus, Adrian Nestase, Dan Voiculescu, George Becali subliniere Ion Dumitru. Între timp, reprezentanta Comisiei Europene la București a răspuns astfel unei solicitări tirii pe surse. Ca o regulă general, Comisia Europeană nu comentează despre documente aflate în presă cu atribuirea din surse neoficiale.